Geneza, capitolul 29. În acest capitol este vorba despre primii patru fii ai lui Iacov. Lista completă a fiilor lui Iacov este următoarea. Fiii născuți din Lea, Ruben, iată fiu. Geneza, capitolul 29, versetul 32. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben, vedeți, fiu, căci, a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Simeon, ascultare, Geneza, capitolul 29, versetul 33, a rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon, ascultare. Levi, alipire, Geneza, capitolul 29, versetul 34. Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci am născut trei fii. De aceea i-a pus numele Levi. Iuda, laudă, Geneza, capitolul 29, versetul 35. A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda, lăudat fie Domnul, și a încetat să mai nască. Isahar, răsplată, Geneza, capitolul 30, versetul 18. Lea a zis, m-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea. De aceea i-a pus numele Isahar, răsplătire. Zabulon, locuință, Geneza, capitolul 30, versetul 20. Lea a zis, frumos, dar mi-a dat Dumnezeu. De data aceasta bărbatul meu va locui cu mine, căci am născut șase fii. De aceea i-a pus numele Zabulon, locuință. Fiii născuți din Bilha, roaba Rahelei. Dan, judecător. Geneza, capitolul 30, versetul 6. Rahela a zis, mi-a făcut Dumnezeu dreptate și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu. De aceea i-a pus numele Dan, a judecat. Neftali, luptă, Geneza, capitolul 30, versetul 8. Rahela a zis, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit, de aceea i-a pus numele Neftali, luptele lui Dumnezeu. Fiii născuți din Zilpa, roaba Leii. Gad, trupă sau noroc. Geneza, capitolul 30, versetul 11. Cu noroc, a zis Lea, de aceea i-a pus numele Gad, noroc. Asher, fericit, capitolul 30, versetul 13. Ce fericită sunt, a zis Lea, căci femeile mă vor numi fericită, de aceea i-a pus numele Asher, fericit. Fiii născuți Rahelei. Iosif, adăugat. Geneza, capitolul 30, versetul 24. Și i-a pus numele Iosif, Adaos, zicând, Domnul să-mi mai adauge un fiu. Beniamin, fiul mâinii drepte.